Oh, nu! Și tu te-ai lovit! Oh, nu! Oh my god! Nu cred! O zi în greșeală! A fost un prank! Oh my god! Bună dimineața și bine ați venit la un nou vlog. Nu știu de ce sunt așa de hype, este... De fapt știu de ce sunt hype, pentru că e ora 7:35 de minute, 30 noiembrie, iar eu nu știu de ce filmez sub pătură. Deci, cum ziceam, este 30 noiembrie, iar eu astăzi o să merg la ski împreună cu Kishu, ca de obicei. Adică zic ca de obicei, fiindcă apare super des în vlogurile mele. Și mă luminează blitzul de la telefon pentru că e de vreme și e foarte întuneric afară. Deci, haideți să vă arăt puțin ce e pe afară. Da, știu, e genial, nu? Păi eu astăzi mă duc la ski. Bine, faza e că nu am nici schiuri, n-am clăpari. Schiurile mi-au rămas mici, clăparii la fel. N-am apucat să-mi iau schiuri noi. N-am nici cască, deci nu-mi găsesc casca. Habar n-am unde e, pur și simplu cred că a dispărut. Deci o să iau casca lui tata și schiuri și clăpari va trebui să închiriez. Adică practic eu mă duc la ski, dar mă duc așa, lejer, ca și cum mă duc să mă prim prin poiană. Sper să reușim să fie totul bine și sper să vă placă clipul ăsta. Ok, hai să începem ziua asta. Am ajuns în poiană, încă nu s-a deschis gondola și toate, normal trebuie să se deschidă în 20 de minute, adică la 9. Și bine, dacă se deschide, că bate tare vântul, dar probabil o să se deschidă. Stai, dacă nu se deschide, facem schitetură. Da, nu știu, o să vedem, acum așteptăm să vină părinții lui Kishu ca să vadă dacă e deschis pe acolo, ce, când se deschide, cum să ia cartele și chestii. Să fac am un moment de deja vu. Deci, ne vedem când se deschide. Tocmai am aflat că nu prea putem schia, doar dacă urcăm pe jos, pentru că probabil nu o să dea drumul la gondolă și chestii, fiindcă bate vântul extrem de tare. Ok, am venit acum pe o pârtie, unde probabil nu o să schiem. Adică, sigur nu o să schiem. Deci, trecem la GoPro. Am trecut la GoPro chiar acum, deci ce o să facem în continuare în poiană? O să filmez cu GoPro, e mult mai lejer. E dramatic. Interesant. Facem un scurt montaj acum și ne vedem după aia. Hai, pa! Sper că v-a plăcut acest montaj. O să mai vină niște montaje, doar că acum ne ducem până la o ceva cabană, restaurant, nu știu ce o fi, și ne luăm o ciocolată caldă, Kishu și ia un ceai. După aia mai facem niște montaje, fiindcă vrem să mergem să ne dăm cu colacii și să filmăm așa cu GoPro. Acum e vremea mult mai ok și puteau să dea drumul la instalații, dar n-au dat. Nu știu dacă mâine e ok și putem schia, probabil o să venim mâine. Ok, pisica aia a fost prea drăguță, dar acum am venit aici să ne luăm cartele și să stăm o oră în parculețul ăsta, o să fie super, super fain. Așa că ne vedem acum cu montajul ăla epic. Hai, ciao. Ne-am urcat pe pista, nu, să venim la bandă, fiindcă gen nimeni nu prea vine pe aici, nu ne-a văzut nimeni, de fapt ne-a văzut, dar nu ne-a zis nimic, fiindcă era departe. O să mai stăm aici, gata, gata. Acord moment. Pe pista asta nu vine nimeni. Deci pe... Oh! Wow! Avalanșă! Clar! Bine, serios? Uai! Savage baby!
Da, deci practic asta e o zi super interesantă. Noi am venit la ski și am ajuns să facem asta. V-am ciordit. Salut vlog, pa vlog. Salut vlog, bună ziua vlog. Salut, bună ziua. Pe copilul ăla l-am salutat, pe nenea asta l-am salutat, nu ne-a băgat nimeni în seamă. Bă, ce e greșit cu noi? Avem ochelari. Timelapse. Timelapse. S-a terminat timelapse-ul, Cristian vine să se dea. Friend! Este jumătatea vlogului și încă nu am un clickbait. Era să mor, oh my god. Hai, bă, mă doare rău. Bă, hai la doctor. Bă, sună, te rog, sună. Așa, clickbait. Dă-mi coa să filmez cum mă duc. Bine. Mă duc, da, pe bordă, fiți atenți. Oh! Oh my god. Oh! 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 Oh, zăpadă, oh! Run! Deci da, este foarte interesant. Ciao! Oh nu! Și tu te-ai lovit! Oh nu! Alexandru, ești bine? Ce ai făcut? Oh my god! Chișu a murit? Oh my god! Nu cred! Nu cred! Din greșeală! O din greșeală? A fost un prank! Oh my god! Oh my god! Ah! Dave, vlog este așa de cringe, da? You gone wrong! Trebuia să filmăm o zi cum mergem noi la ski. Și am ajuns la un montaj cu lucrurile la care am ajuns. Sau mi-e lene să-l fac. Bun, da. Câte câte ore, merg? Bă, nu știu. Bun, am pus camera aici, v-am pupat, salut. Glumeam, prank. Am terminat. Acum luăm mașina și mergem acasă ca să mâncăm și noi, că ne e super foame. Adică eu merg la mine, el merge la el și probabil mai pe seară o să vină la mine ca să facem ceva. Deci, luăm mașina. Vedem noi ce mai facem. Ne vedem acasă. Ok, deci am ajuns acasă. Este ora 5. N-am mai filmat de mult timp. Nu știu dacă o să mai vină Chișul la mine. Inițial trebuia să vină pentru că voiam noi să filmăm o chestie. Nu vă pot spune încă ce este, pentru că va fi ceva fel de surpriză. Va fi ciudat, dar o să vedeți. Deci, dacă mai vreți videoclipuri de genul ăsta, nu uitați să dați un like. Dacă strângem multe like-uri, o să mă apuc de Vlogmas. Adică, oricum o să mă apuc de Vlogmas, pentru că îmi place să fac vloguri zilnice de Crăciun. Dar când o să se termine școala, probabil, nu știu, o să vedem. Deci, eu am fost Cristi. Nu uitați să vă abonați și ne vedem data viitoare. Pa!